Maidanul de lângă bibliotecă, pe lângă care trecem indiferenți în fiecare zi, care momentan sunt cumva ascunse printre vegetație, dar care iarna sunt foarte, foarte vizibile și ne spun și așa pe interior de fiecare dată când trecem pe lângă ele. Vrem foarte tare să îndemnăm oamenii prin exemplu nostru să înțeleagă că se poate, că nu e întotdeauna suficient să așteptăm să facă autoritățile ceva, pentru că din păcate uneori autoritățile nu pot, nu vor ceva și noi nu putem să așteptăm. Cred că nu e cazul să stăm să așteptăm, ci din contră cumva să îndemnăm și pe ei să vină să facă ceva. De fapt, cu ocazia asta sperăm, poate ar trebui să trimitem și la primărie sau la departamentul de curățenie imaginile astea ca să înțeleagă că nu se poate, ca în mijlocul Bucureștiului, lângă Biblioteca Națională, lângă toate instituțiile astea de aici, să existe mizeria asta. Eu spun că am venit pentru a le da exemplu copiilor. Da, asta e important. Pentru că dacă implicăm în asta, sper că o să aibă mai multă grijă de pământ mai târziu. Da, pentru că ei fac ce văd la noi și nu neapărat ce le spunem noi să facă. Am pus evenimentul acesta pe Facebook și am făcut promovare din toate părțile, și bloguri și Facebook. În schimb, un singur om care nu ne cunoștea a venit la acțiunea noastră. Și am aflat despre Plastic 3D Life, o mulțime de activități ingenioase pe care le-am propus și elevilor mei și cu care sper să obțin rezultate, nu doar aici, în parcul din fața Bibliotecii Naționale și din fața Bibliotecii Mihurleanu, dar și în casele elevilor mei. Am aflat de acțiuni ingenioase, cum ar fi micul dejun fără plastic. A fost oarecum surprinsă pentru că la noi în țară se preferă vesel din ceramică, dar merită să subliniem și să menținem aspectul ăsta, să folosim cât mai puține recipiente din plastic și tacâmuri din plastic, să conștientizăm copiii că atunci când merg la restaurante intens promovate, vesela din plastic și farfuriile de unică folosință nu sunt cele mai potrivite pentru viitorul lor și al nostru. Cafea, alune, semințe și chestii de plastic, uite, brânză. Eu vreau să pun accentul pe prevenție, în primul rând, prevenirea deșeurilor, căci se poate, adică din momentul în care ajungem în magazin, putem să facem niște alegeri astfel încât să prevenim muntele de deșeuri adunate și la groapa de gunoi, dar și pe Maidane sau oriunde în altă parte. De exemplu, în loc de plastic putem să luăm sticlă de apă reutilizabilă. Sunt atâtea variante, mai ales în ziua de azi, încât e păcat să nu găsim și să nu gândim la alternative. Poate nu ne vin din prima, dar dacă stăm un pic și o gândim așa la rece, sigur o să găsim niște variante. Și ok, n-am avut de unde să luăm o sticlă de apă de sticlă sau am uitat sticla reutilizabilă. Singura variantă a fost plastic, dar ținem cu noi acolo până ajungem să ducem undeva la reciclat. Nu e așa de ușor, dacă l-am adus plin, putem să-l ducem și gol, e mult mai ușor, nu? Prevenirea cred că e foarte importantă. Da, până la urmă, puterea comunității stă în fiecare dintre noi. Da, pentru că noi suntem. Da, și până la autorități, noi avem prima bună. Adică noi, dacă ne strângem, chiar putem fi o forță. De ce să așteptăm întotdeauna să facă altcineva pentru noi? Când chiar putem să facem o diferență în bine. E foarte ușor. Nu știu, mie mi se pare ușor. Nu văd nicio greutate în chestia asta. Asta în contextul în care au început să apară și alternative. Absolut, dar copiilor mei le-am explicat că este de preferat că atunci când merg la restaurante să-și ia paharul lor și să roage pe angajat să le toarne băutura în pahar. La început angajații au fost contrariați, dar
ușor, ușor au primit răspunsuri afirmative și acum merg cu paharul și deja ne cunosc angajații. Wow, ne toarnă băutura în pahar. Super tare! Cred că asta e singura soluție, noi, cu exemplul nostru. Și încet, încet. Și să nu renunțăm. Fără asta este, nu se poate, n-avem ce să facem.